Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți cuvântul în Matei, capitolul 6, și să citim despre post. Este învățătura din Scriptura asupra căreia stăruim în aceste seri de joie. Este a doua aplecare a noastră asupra Evangheliei Domnului, să înțelegem învățătura pe care Domnul a așezat-o în Scriptură despre post. Vă invit, frați și surori, să ne ridicăm în picioare. Matei, capitolul 6, versetele 16 la 18. Matei, capitolul 6, versetele 16 la 18. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își urâțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Frați și surori, așa cum în viața fizică, după o zi de muncă, ne retragem acasă pentru odihnă, pentru mâncare. Tot la fel în viața spirituală avem nevoie să ne retragem la templu, să venim în locul acesta consacrat pentru Domnul și să ne încărcăm sufletul și duhul de prezența lui Dumnezeu, pentru ca lumea aceasta pustie să nu aducă pustiul ei în noi atât de mult încât să ne ascundem, să ne izolăm, să nu mai vrem să slujim, ci dimpotrivă vrem să murim. În seara aceasta reluăm lecția biblică, învățătura biblică despre post, cu scopul să învățăm legea Domnului, învățând-o să primim putere să o împlinim, să o trăim. Ignoranța este unul dintre cele mai mari rele care s-au întâmplat în istoria omenirii. A produs foarte multe pagube. I-a ținut ținându-i pe oameni departe de adevăr. Omul care trăiește în minciună sau în necunoștință este aproape în aceeași situație. De aceea vreau să vă spun că au fost perioade în istorie când spiritualitatea s-a prăbușit și locul ei a fost luat de religie. De pildă, 1260 de ani, supranumiți de noi perioada neagră, sinistră a evului mediu, a fost o perioadă de supremație papală. Și biserica aceasta, în vremea aceea romano-catolică, nu l-a proslăvit pe Domnul, ci au proslăvit interesele lor. În istorie au fost foarte multe momente când în mod public, sub pedeapsa cu moartea, au interzis oamenilor să se roage, să postească, să citească Biblia. Vreau să vă dau câteva citate din aceste legi date de ei în timpul istoriei. De pildă, a fost un conciliu la Toulouse, în Franța, care s-a întrunit în vremea aceea datorită mișcării de trezire spirituală din rândul albingenților, așa cum este cunoscută în istorie, o mișcare a Duhului Sfânt, o mișcare de harismă, de dar a Domnului, a Duhului. Și Papa a luat atitudine, Papa Grigore al IX-lea, și spunea el în canonul 14, la paragraful 2, noi interzicem posedarea de către laici a copiilor Vechiului și Noului Testament. Le interzicem cu strictețe să aibă cărțile de mai sus în dialectul lor. Dacă oamenii aceștia erau dovediți că au o astfel de copie a Vechiului sau a Noului Testament, erau omorâți. Vreau să vă puteți imagina cât de adânc era întunericul spiritual în vremea aceea,
încât de la cea mai înaltă formă de guvernare, pentru că în vremea aceea papa era și împărat, el avea, făcea și oficiu politic, nu doar religios. Un alt edict de data aceasta a fost dat la Tarragona în 1234. Este scris în istoria biblică a Franței, la pagina 14. Nimeni să nu aibă cărțile Vechiului și Noului Testament în limba romanică și dacă le are, trebuie să le predea episcopului local în termen de 8 zile de la darea acestui decret pentru a fi arse. Altfel, fie că este cleric, adică slujbaș ordinat în biserică, fie că e laic, adică membru simplu, va fi suspectat până va fi liber de orice bănuială. De asemenea, era omorât. În Consiliul de la Constanța, în 1415, Wycliffe a fost condamnat, e adevărat că post-mortem, de un episcop ca fiind ticălos, otrăvit de erezia condamnabilă care a inventat o nouă traducere a Bibliei în limba lui maternă. Opoziția acestei biserici a fost puternică pentru că rugăciunea a fost slabă. Opoziția acestei biserici a fost puternică pentru că predicarea Evangheliei a fost slabă sau a lipsit. Opoziția acestei biserici a fost puternică pentru că postul n-a fost un sistem de apărare a intereselor lui Dumnezeu. Și atunci când interesele lui Dumnezeu nu sunt apărate cu Biblia, cu rugăciunea și cu postul, sunt dominate de interesele oamenilor manifestate prin religie, manifestate prin prejudecăți, manifestate prin cultură, manifestate prin tradiții și reguli omenești care capătă statutul de lege. Nimic nu este mai periculos pentru un grup de oameni decât necunoștința, decât ignoranța. Spuneam și data trecută, repet și în seara aceasta, postul a fost unul dintre cele mai evitate subiecte biblice. Orice predicator nu se simte confortabil să vorbească despre post ca și despre bani. Și înțelegeți ușor de ce este complicat să vorbești despre asta. Se vede pe fețele ascultătorilor. Una este să-i spui omului că-l iubește Dumnezeu. Și alta este să-i spui omului că în criză Dumnezeu e cu el. Asta e o predică care oferă speranță, încurajare. Și alta este să-i spui omului, pune mâna și te sacrifică și abține-te de la mâncare și de la apă și stai și postește și mai adu-ți și banii la biserică. Omul reacționează la ce aude. Când îi ceri, știți vorba aia din limba română, nu-mi permit să o spun de aici, se bucură. Când îi iei, se întristează. Ăsta e omul, asta e inima de carne. Noi nu trebuie să evaluăm cartea lui Dumnezeu în funcție de interesele noastre și în funcție de cum ne simțim noi bine. Noi nu suntem aici să ne simțim bine noi. Suntem aici să se simtă bine Domnul și noi să ne simțim bine veșnic, dar în viața de pe pământ vom avea parte de multă abstinență, de multe necazuri și trebuie să ne permitem multă înfrânare, că dacă nu avem înfrânare, suntem ca o mașină la vale, fără frână. Vă aduc aminte că data trecută am încheiat afirmând că postul nu este o opțiune, cum spun cei mai mulți predicatori moderni. Ei spun că postul este o opțiune. Hristos nu spune asta. V-am prezentat data trecută o parte dintre argumentele mele și în seara aceasta vă aduc aminte de unul doar. El repetă insistent. Și în seara aceasta am citit, când postiți, nu dacă postiți. Când implică necesitatea. Dacă implică probabilitatea. Postul nu-i probabil, e necesar. Nu, dacă vreodată în viață vă propune să postiți, uite cum trebuie să postiți. Hristos nu spune dacă, spune când. Adică știu că veți posti. Ei bine, când veți posti, așa trebuie să postiți. Postul este necesar. Postul a făcut parte din obiceiul Domnului Iisus, obicei spiritual. Și el a postit pentru că a avut nevoie de putere. Noi nu putem fi mai tari niciodată decât Domnul. Postul este la pachet cu milostenia și rugăciunea. Ori niciodată un predicator nu îndrăznește să spună că rugăciunea e opțională și binefacerea de asemenea.
Uitați-vă în Matei, în capitolul 6, și veți constata că se vorbește despre rugăciune, despre post și despre dărnicie, în același fel, și sunt prinse în același sistem. Toate au același statut. În seara aceasta încep prezentarea acestei învățături, pe de o parte cu modestie, pe de cealaltă parte cu responsabilitate, și spun lucrul acesta mereu și mereu, vorbind în primul rând sau răspunzând în primul rând la întrebarea ce nu este postul, ce nu este postul. Greva foamei nu este post. Dimpotrivă, este o formă de păcat prin faptul că este un aspect al sinuciderii, adică al morții voluntare. Noi oamenii nu avem dreptul să ne luăm viața. Viața este darul lui Dumnezeu. El ni-l dă la vremea potrivită. Spunea Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani: Tată, a sosit ceasul. Toate lucrurile sunt la îndemâna noastră, cu excepția nașterii, cu excepția morții și cu excepția judecății. Acestea trei sunt implicate în providența lui Dumnezeu și, în ciuda faptului că noi putem să murim dacă vrem, când vrem noi, nu avem dreptul să luăm această decizie, decât într-o stare de nebunie totală pe care mai apoi o vom plăti veșnic. Oamenii nu au dreptul să se sinucidă. O altă formă de aparent post care nu este post este cura de slăbire. Cura de slăbire, ca și greva foamei, nu-i post. Pentru că cura de slăbire are un scop fizic, după cum greva foamei are un scop personal, politic sau de altă natură. Nimeni nu poate să țină cură de slăbire și să împuște doi iepuri dintr-o dată, în sensul că vrea și să slăbească și să-L onoreze pe Domnul. Dumnezeu nu-și împarte slava cu mine și nici cu altcineva. Cura de slăbire are scop decorativ. Aceste atitudini sunt necesare la cine sunt, ele nu sunt rele în sine, dar nu trebuie să le atribuim semnificație spirituală, pentru că este de-a dreptul neplăcut, lipsit de demnitate. Aduceți-vă aminte că există riscul ca postul să nu fie primit. Și el nu este primit atunci când este amestecat cu alte lucruri străine, când este diluat, sau când este ținut cu o motivație greșită, într-o manieră greșită, cu o atitudine greșită, uitând comiterea sau omiterea pe care le implică postul. De asemenea, post nu înseamnă înlocuitor pentru neprihănire, adică postești și crezi că este atât de important postul, încât tot ceea ce faci după aceea nu mai este important. Adică nu are importanță dacă fumezi, important e că postești. Postul nu elimină păcatul fumatului sau păcatul bârfei sau păcatul sau păcatul sau păcatul. Postul e bun în locul lui, dar el nu înlocuiește și nu elimină alte păcate. Sau el nu este manifestare de neprihănire, postul în sine nu-i valoros. Postul în sine nu e o faptă bună, postul în sine n-are valoare morală. Postul în sine e un instrument, e o metodă să-ți atingi un scop, ca și rugăciunea. Rugăciunea în sine nu este ceva ce trebuie făcut. Mă rog că trebuie să mă rog, mă rog de dragul de a mă ruga, mă rog ca să fac ore de rugăciune. Nu, rugăciunea mă pune în legătură cu Dumnezeu, de-aia e important. Eu nu vorbesc de dragul de a vorbi, când vorbesc cu Carmen, soția mea, vorbesc că trebuie să-i spun ceva. Vorbirea e un instrument de a pune în mintea ei ce e în mintea mea, sau în inima ei ce e în inima mea. Eu nu vorbesc că trebuie să fac ore de cuvinte. La fel e rugăciunea și postul. În sine, ele nu sunt lucruri morale. Ele sunt doar niște instrumente care presupun comunicarea cu Dumnezeu. O comunicare care face legătura între uman și divin. E o comunicare ciudată. Postul nu e pentru oameni, el este pentru Dumnezeu. Și întotdeauna folosirea unor lucruri bune pentru scopuri rele e dovada religiei false. De aceea sunt aparente posturi pe care Dumnezeu nu le primește și pe care biserica trebuie să le știe. Ce nu este postul, dar ce este postul? Ce este postul? Chiar dacă este ușor
de înțeles este greu de explicat. Un lucru e mai ușor de înțeles decât de explicat. Spre exemplu, poți să explici cât de mult îți iubești copilul? E foarte greu de explicat cât de mult îl iubești. Pentru că nici cuvintele, vocabularul și nici capacitatea de te exprima nu te ajută așa de mult. Spui că îl iubești foarte mult, dar de fapt îl iubești mai mult decât spui. La fel este și cu postul. Ce este postul? Domnul Iisus Hristos spunea în Matei, capitolul 16, am citit capitolul 6, versetul 16, voi când postiți, să faceți ceva anume și să nu faceți ceva anume. Ăsta e postul. Această atitudine echilibrată și biblică, care corespunde voii lui Dumnezeu pentru noi, în intenția de a comunica și de a ne apropia de Domnul cu post și cu rugăciune. Tot timpul postul și rugăciunea sunt gemene, sunt surori. Sunt frați și de mamă și de tată, dacă îmi permiteți asta. În general, postul este un aspect al relației spirituale dintre om și Dumnezeu, în oricare situație a vieții. Însă pe lângă postul personal, în Biblie întâlnim și postul public. Mulți oameni spun că postul public nu există, nu există decât post spiritual. Unii spun că nici rugăciune publică nu există, nu există decât rugăciune spirituală. Știți ce există în Biblie? Ce citim? Să mă iertați. Sunt multe lucruri care noi nu știm că există în Biblie pentru faptul că nu le-am citit sau dacă le-am citit, nu le-am citit cu intenția și cu atenția necesară ca să le înțelegem și să le reținem. În Scriptură găsim în Levitic 23 cu 27 postul anual din Israel cu ocazia zilei ispășirii sau postul național pentru o situație de criză, Ioel capitolul 2, versetele 15 și 16. Aduceți-vă aminte de regele Iosafat când cheamă națiunea la post în timpul războiului sau de reacția de pocăință la predica amenințării lui Iona. Ezra cere tovarășilor de călătorie să postească pentru protecția din partea lui Dumnezeu. Sau aduceți-vă aminte de postul pe care l-a instaurat în mod regulat și public, Zaharia. Învățătura Domnului Iisus, de asemenea, încurajează postul și explică ce este postul. Postul a fost prezent în slujirea apostolică. Pe când slujeau Domnului, s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Pe când se îndreptau înspre rugăciune, s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Nu ți se întâmplă lucruri cu Dumnezeu când nu postești și nu te rogi. Nu o să te uiți toată ziua la televizor și noaptea o să ai vise cu Iisus. Când Franța a fost amenințată de Anglia cu invazia războiului din 1756, Anglia a luat decizia unui post național. Wesley a notat în jurnalul lui următoarele observații cu privire la acest eveniment. Ziua de post a fost glorioasă, scria el, încercând să pună în scris simțămintele naționale și personale. Ziua de post a fost glorioasă, așa cum n-a mai fost alta de la reformă, de la restaurare. Toate bisericile din oraș au fost pline și pe fețele tuturor se citea solemnitatea și seriozitatea. Cu siguranță Dumnezeu ne-a auzit rugăciunile și va continua să ne dea pacea, lucru care s-a întâmplat. Acesta este postul. Să te duci la Dumnezeu invitându-L să facă ce nu poți și trebuie făcut. Rugăciunea fără post nu este puternică. Postul fără rugăciune nu este suficient. Rugăciunea și postul este ca și mâncarea cu apa. După ce mănânci, vrei să bei apă. Postul însă, ca și rugăciunea, este foarte variat. De aceea vreau să spunem câteva lucruri despre varietatea postului. Spre exemplu, se naște o întrebare, cât de discret ar trebui să fie postul? Când spun discret, mă refer la private, la privat. În Scriptură întâlnim metoda postului personal. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Mi-am întors, Matei 4:2, mi-am întors fața spre Domnul să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și în cenușă, Daniel 9:3. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă și Domnul a scris pe table cuvintele legământului cele 10 porunci, Exod 34:28. Sunt multe alte locuri în Scriptură care vorbesc despre post personal, dar trebuie să acceptați că în Scriptură există și post public, adică oamenii se unesc într-un grup numit familie sau numit biserică sau numit oraș sau țară pentru o cauză mai mare decât cauza personală.
Când au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce a făcut filistenii lui Saul, toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Betșeanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes unde le-au ars. Le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarii de la Iabes și au postit 7 zile. Iată dar un post public. Cine a postit 7 zile? Mulțimea aceea de oameni care au făcut această acțiune. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și le-au zis: de ce noi fariseii postim? Și de ce noi postim? Ei posteau un grup, aveau un post public. În biserica din Antiohia erau niște proroși și niște învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu și așa mai departe, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod. Și ei au postit și s-au rugat pentru ca să-l lase pe Saul și pe Barnaba să plece în misiune. Dar există și post național pe lângă postul personal și public, la nivel de grup, la nivel de biserică, la nivel de familie. Există un post național. Câteva exemple vă dau din Biblie, spre exemplu Judecători 20:26. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-a suit și au venit la Betel. Au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului. Cine? Toți copiii lui Israel, toți locuitorii țării. Au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Toată națiunea a fost acolo. Cine trebuie să postească? Cine trebuie să postească? O altă întrebare posibilă care poate fi pusă. În primul rând trebuie să postească bărbații. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat. Și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Neemia 1:4 sau citiți Daniel 9:3. Aici sunt implicați bărbații, au stat în post înaintea Domnului. Trebuie să postească în egală măsură femeile. Du-te, când am spus în primul rând bărbații, n-am spus că femeile în al doilea rând trebuie să postească. În egală măsură bărbații cu femeile trebuie să postească. Le spun în ordine, nu pot să le spun altfel. Femeile, du-te și strânge pe toți iudeii. Aduceți-vă aminte de Estera, când a dat chemarea aceea la post. Văduva săracă, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și ziua și noaptea slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Luca, capitolul 2, versetul 37. Această femeie care a trăit pentru Dumnezeu, care a rămas văduvă, care era bătrână. Chiar și animalele sunt într-o situație puse să postească. E adevărat că nu voluntar, au fost obligate, adică nu li s-a dat mâncare. Dar a fost un post disperat, un post extrem. Asta ne demonstrează frica care i-a cuprins pe locuitorii orașului să nu mai dea de mâncare nici animalelor, în speranța că Dumnezeu va fi înduplecat de dedicarea lor, de angajamentul lor. Oamenii s-au angajat cu vacă, cu porc, cu câine, cu capră, cu orice animal care l-avea în curte. A spus: nici la animale nu le mai dăm de mâncare, ca să vadă Dumnezeu cât de consacrat suntem în ceea ce vrem să facem. Se pot consuma lichide în timpul postului? Se poate mânca doar un anumit fel de mâncare în timpul postului? Sunt întrebări care pot fi puse. Trebuie să acceptăm că Biblia vorbește despre 2 feluri de post. Vorbește despre un post normal, care e total, și vorbește despre un post, nu-i zic anormal, îi zic doar parțial. Vorbește despre un post normal, datorită că e total, și despre un post parțial. Și trebuie să spunem ce scrie Biblia. Uitați ce scrie Biblia. Postul normal înseamnă abstinență totală de la mâncare și de la băutură. Când spun băutură, se înțelege apă și sucuri lichide în general. Aduceți-vă aminte că în Fapte, capitolul 9, versetul 9, Scriptura spune că Saul nu a mâncat și nu a băut nimic 3 zile. Puteți citi lucrul ăsta în Biblie. Se menționează mâncarea și băutura, abstinență totală. Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. Ezra 10:6.
Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa, repet textul din Estera, și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile. Nicăieri în Scriptură nu există porunca să nu bem mai mult de 3 zile. Atenție! Nicăieri în Biblie nu există o poruncă să postim fără să bem lichide mai mult de 3 zile. În Biblie se vorbește despre post mai mult de 3 zile. De 7 zile, de 21 de zile, de 30 de zile, de 40 de zile, dar nu este o poruncă să nu bei apă. Și e adevărat că între posturile de 40 de zile, în unul nu se spune că nu s-a băut, doar că nu s-a mâncat, dar în unul se spune clar, la Moise se spune că n-a mâncat și n-a băut. Asta spune Scriptura, am citit mai devreme. Dar atunci când e vorba de poruncă, în sensul că Dumnezeu ne recomandă să facem asta, maximul, cea mai mare perioadă de timp pentru un post normal, adică să nu mănânci și să nu bei, necurmat, este o perioadă de 3 zile. Nu e interzis și nu-i păcat dacă postești mai mult, dar aceasta este o problemă personală în funcție de mulți factori. Biblia vorbește aici pentru toți oamenii, cuprinzându-i pe toți. Unii sunt mai tari, alții sunt mai slabi și de aici încolo se face diferența. Însă, există și post parțial. Post parțial în ceea ce privește abstinența totală de la mâncare sau post parțial în ceea ce privește consum de lichide. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Atunci când Domnul Iisus Hristos a postit, uitați ce se spune. Iisus nu a mâncat nimic. La Moise se spune că nu a mâncat și nu a băut. Aici putem presupune că Domnul nici nu a băut, dar putem presupune că a băut, pentru faptul că nu se spune. La Moise se spune nu a mâncat și nu a băut. Continuă raportul biblic și spune i-a fost foame după aceea. Textul acesta este în Luca capitolul 4, versetul 2. Există și abstinență parțială de la mâncare, când vorbeam de postul acela parțial. El nu este întâlnit ca o sugestie în Noul Testament, dar îl întâlnim ca un eveniment în Vechiul Testament. De pildă, Daniel, în capitolul 10, versetele 2 și 3, spune următorul lucru. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni, 21 de zile, am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, dar nealese am mâncat. Uitați ce înseamnă nealese. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc. Mâncăruri alese n-am mâncat. Am mâncat doar așa ca să poată sta 21 de zile. Cu alte cuvinte, s-a smerit și în mâncare. Am mâncat niște mâncăruri slabe la care nu te prea îndeamnă inima. Dar el, stând 21 de zile în post, nu a renunțat la mâncare, dar a mâncat așa niște mâncăruri din astea mai greu de ales atunci când ai de ales. Spune el, n-am mâncat mâncăruri bune și nici n-am băut vin. Și nici nu mi-am uns capul, am fost în jale, am fost în bocet, am fost într-o stare de întristare lungă, adâncă. Atunci când vorbim despre post, nicăieri în Noul Testament nu ni se spune de un post parțial și nu ni se spune despre recomandare ca și post parțial. Când ni se recomandă postul, mai ales în posturile lui Pavel, ni se recomandă postul normal, postul natural, postul întreg. Citiți și observați care a fost starea apostolului și în ce condiții complicate a slujit și a postit. Uneori, noi prezentăm viața spirituală într-o manieră modernă și lucrul acesta nu-i cinstit, pentru că noi coborâm foarte mult ștacheta și într-o zi Dumnezeu ne va întreba cum ne-am permis asta, nu la noi acasă, ci în casa Lui. Ce ați zice dacă ați venit la dumneavoastră și v-ați spune de azi înainte să nu mai văd frigiderul aici? Mută-l dincolo. Mi-ai spune că glumesc, nu? La fel spune Dumnezeu când vii și îți permiți să spui altora să mute postul de unde l-a pus el, unde vrem noi. Doar pentru faptul că au trecut 2000 de ani de când a fost el pe pământ. Poate să mai treacă 2 miliarde. Legile Domnului trebuie să rămână în picioare cum le-a așezat el. Dacă vrem să facem o treabă, să o facem bine. Nu o tot îndulcim adăugându-i în fiecare zi o linguriță de zahăr ca să o putem suferi în comoditatea noastră. Asta nu-i treabă, asta-i compromis. Nu vorbesc împotriva postului parțial, pentru că nu vorbește Biblia. Vreau doar să încurajez postul și atât. Care este scopul postului? Ce motiv am eu să postesc? De ce trebuie dumneata să postești? Personal,
public, la nivel de familie, de biserică, la nivel de națiune. În general, postul în Biblie îl întâlnim în mai multe situații și ele devin un reper pentru noi. În primul rând, îl întâlnim în situații de calamitate. Aduceți-vă aminte, au jelit, au plâns, au postit până seara de durere pentru Saul, 2 Samuel 1:12. Sau în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau, se boceau. Era calamitate. Era nenorocire mare. Într-un moment de nenorocire, oamenii postesc, nu se ceartă, nu stau ascunși în casă fără să mai vină la biserică. Vedeți ce reacții ciudate au oamenii astăzi? Se supără pe adunare, se supără pe conducerea bisericii, se supără pe părinți, se supără pe cineva. Oamenii ăștia au postit, s-au jelit, au stat înaintea Domnului. Asta e metoda în ziua asta e metoda în momentul de nenorocire. Pentru că asta te ridică, te apropie de Dumnezeu. Îți rezolvă problema. Singurătatea nu e o soluție. Oaia nu e sfâșiată în turmă, e sfâșiată când se separă de turmă. Necazuri. Psalmul 35:13. Când erau ei bolnavi, eu mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul și posteam și mă rugam cu capul la sân, adică ghemuit. Era fratele meu în necaz. Frați și surori, în felul acesta se măsoară spiritualitatea unui om. Nu în ce face pentru el, ci în ce face pentru altul. Nu în ce face pentru cel din casa lui, ci în ce face pentru cel care este doar frate și soră în Hristos. Uitați ce spune un om care a avut dreptul să fie scris în Biblie. Când erau ei bolnavi, când erau ei în necaz, eu mijloceam îmbrăcat în sac, cu cenușă pe cap, îmi puneam capul în piept, adică mă ghemuiam și posteam și mă rugam pentru ei să-i binecuvinteze Dumnezeu. Aceasta este definiția excelentă sau prin excelență a mijlocirii. De oameni de ăștia are nevoie Dumnezeu, nu de critici de artă. Prea lungă predica, prea scurtă cântarea, prea tare a vorbit predicatorul. Ăsta nu-i concert. Asta-i slujbă închinată lui Iisus. Suferințe personale. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, fiind în suferință, știți bine, copilul care a venit din Batșeba și Dumnezeu n-a îngăduit să-i se nască, a fost dintr-o relație nelegitimă. N-a mâncat, n-a băut, 2 Samuel 12:16, sau situație de pericole mari, mari pericole. Viața noastră uneori este expusă la mari pericole. Du-te, strânge pe toți iudeii, aduceți-vă aminte încă o dată de textul din Estera, îl spun ori de câte ori pot lega o învățătură de el, pentru că el este ca o floare care are foarte multe petale și fiecare înseamnă tot altceva pentru învățătura noastră. Consacrarea liderilor este un alt motiv pentru post. Vreau să vă întreb, am consacrat 2 bărbați, de fapt pe al treilea l-am promovat mai sus, să zicem am consacrat 3 bărbați. Câți dintre noi am postit pentru asta? Știți că în Biblie când i-au consacrat pe slujbași, a postit? Știți că a venit Duhul Sfânt peste ei și au făcut minuni? Ne mirăm de ce nu fac frații ăștia minuni, dar nu vă mirați de ce nu postim? E cinstită atitudinea noastră? Sigur că e cinstită, nu? Biserica lui Dumnezeu când a consacrat niște oameni pe care i-a trimis în slujbă, au postit și s-au rugat. Noi dacă am putea să fim puțin împotrivă, tot ar fi ceva. Dar ce să mai postim și să ne rugăm? Sunt prea îndrăzneț, îmi cer iertare, nu vreau să fiu prea îndrăzneț. Vreau doar să fiu cinstit și să demasc starea spirituală pe care o avem. Și vrem ca oamenii ăia să vorbească Dumnezeu prin ei, să mă iertați. Dacă puteți să mă iertați. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte. Fapte 13:2, Fapte 14:23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului. Sau pentru misiune, misiunea tot timpul trebuie făcută sub protecția postului și a rugăciunii, pentru că este o acțiune în afara casei. Atâta timp cât copilul ți-e în casă, ești liniștit, dar când pleacă la școală te gândești dacă îl lovește mașina, dacă niște răuvoitori îl agresează. Tot timpul când ieși din casă, e mai periculos decât în casă. Misiunea e un lucru făcut în afară. Aici suntem confortabili, dar în afară nu mai e la fel.
De aceea orice misiune trebuie așezată sub protecția postului și a rugăciunii. Și dacă nu facem asta, asta trădează starea noastră spirituală, ne pune notă, Dumnezeu ne pune, nu frații, că n-au frații de unde să știe dacă noi ne rugăm sau postim. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece, unde? Știm bine unde, în misiune, fapte 13 cu 3. Sau întristare și aducere aminte, memorie, pentru părinți, pentru cei care au fost. Le-au luat oasele, le-au îngropat sub stejarii din Iabes și au postit 7 zile, am mai citit textul acesta biblic. De ce au postit 7 zile? Erau doar oasele părinților lor. A fost expresia la întristare, la jalea din inima lor. Și-au adus aminte cum i-au ținut în brațe, cum i-au legănat, cum i-au învățat să vorbească, cum i-au pus să repete versete din Biblie. Și în memoria lor au stat înaintea Domnului să-L cinstească pe Domnul pentru ce părinți le-a dat, pentru ce buniți le-a dat, pentru ce bunici le-a dat. Frați și surori, cinstiți-vă părinții cât îi mai aveți, cinstiți-vă bunicii. Dacă nu vă cinstiți părinții, n-aveți cum să-L cinstiți pe Dumnezeu. Păi dacă nu cinstești pe cea care te-a purtat în pântece și pe cea pe care o vezi și cea care ți-a făcut bine, cum îl vei iubi pe Domnul pe care nu l-ai văzut în viața ta? Pentru punerea în aplicare a unui proiect foarte mare trebuie post și rugăciune. Când am auzit aceste lucruri, am stat jos, am plâns, m-am jilit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Domnului Cerului. Atunci când citim Scriptura sau când predicăm cuiva, când îi citim Scriptura cuiva cu intenția să priceapă un lucru, uitați ce spune cuvântul Domnului. De aceea, du-te tu însuși și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele și anume cuvintele Domnului. Citește-le în auzul poporului, în casa Domnului, în ziua postului. Stimați predicatori, frați care vorbiți copiilor, vecinilor, colegilor, toți pretindem că știm să vorbim din Scriptură. Și este adevărat într-o oarecare măsură prin harul Domnului. Dar câți dintre noi postim pentru asta? Aceleași cuvinte pot fi pline de putere sau pot fi golite de putere, pentru că ungerea vine de la Domnul, pregătirea, inteligența, organizarea vine de la om și aceasta e prin harul Domnului. Atunci când citești Biblia cuiva și vrei să aibă o influență asupra lui, să-i schimbe inima, indiferent că e cineva din familie sau altcineva din afara familiei, indiferent că ești predicator și spui un cuvânt în adunare, trebuie post. Dacă nu-i post, se vede, se simte. Se simte și atunci și se simte și zilele următoare. Și vreau să ne oprim aici, în ciuda faptului că mi-am notat peste 20 și ceva de scopuri ale postului, pentru că ele sunt și parte din viața noastră. Și noi citim din Biblie. Și noi suntem în necazuri. Și noi suntem în pericole. Și dacă oamenii aceia, înaintașii noștri de la care învățăm, au făcut așa, atunci și noi suntem chemați să le urmăm exemplu și să facem la fel, după cum au biruit ei, să biruim și noi. Postul este o metodă sfântă alături de rugăciune, pentru ca să te întărească în ziua de necaz, să te apropie de Dumnezeu și să-L aducă pe Dumnezeu în viața dumitale, în casa dumitale. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în această seară, frați și surori, și să acceptăm că noi suntem influențați de lumea în care trăim. Suntem influențați de lumea în care trăim. Cu 10 ani, 20 de ani în urmă, oamenii trăiau altfel. Mai vă aduceți aminte, 50 de ani în urmă, bunica punea degetul în loc să semneze. Punea degetul în cerneală, în tuș, și după aceea cu amprentele le punea acolo pentru că era în loc de semnătură. Așa era în vremea aceea. Iată dar cum vremea influențează omul în vremea în care o trăiește. Astăzi este diferit. Dar nu numai în domeniul semnăturii diferi și e diferit și în domeniul spiritual. Oamenii au devenit mai comozi, oamenii au devenit mai cu o valoare de sine mai înaltă, mai pretențioși, să nu spun mai mândri, că poate că nu e adevărat, dar mai pretențioși cu orice, mai mofturoși. Avem nevoie în vremea aceasta să ne smerim că se întoarce Domnul, nu pentru mine, neglijați-mă pe mine, dar gândiți-vă la sufletul dumneavoastră, gândiți-vă la copiii și la nepoții dumneavoastră, gândiți-vă la biserica aceasta unde sunteți o influență pozitivă sau negativă. E nevoie de post, frați și surori, e nevoie să ne zmucim, e nevoie să ne muncim, e nevoie să ne luptăm. În cer nu se ajunge oricum.
Trebuie să fim niște oameni care privim cu seriozitate, cu responsabilitate viața spirituală. Iar dacă au fost greșeli în trecutul nostru, trebuie să le îndreptăm cu căință, trebuie să ne luptăm împotriva lor și să nu le mai repetăm, să ne apropiem de Domnul. Cum auzim de la cineva un sfat bun, să-l și aplicăm în viața noastră. Să nu rămânem niște oameni de fier sau de lemn, înțepeniți în tradițiile noastre. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.